Drumul expres Craiova-Pitești este cea mai așteptată investiție, atât de cetățeni cât și de autorități. Este un pas uriaș în dezvoltarea acestei regiuni sărace a țării, iar proiectul aflat la început trebuie să se concretizeze începând de anul viitor. Ar trebui să avem infrastructură și să fim legați la restul țării. Eu sper din tot sufletul la acest final de an să avem în următorii ani demarată, dar și finalizată lucrarea de drum expres care prevede legarea noastră la restul țării prin acel drum expres Pitești-Slatina-Craiova. Tot în domeniul infrastructurii rutiere mai sunt în derulare alte trei proiecte cu sprijin financiar de la Uniunea Europeană. Finalizarea lor este o prioritate a Consiliului Județean în 2018. Deja avem un drum important de aproximativ 50 de kilometri, 49 de kilometri, aprobat și semnat contract de finanțare pe fonduri europene și avem și altele în așteptare. Dacă acele drumuri vor intra în execuție, vom elibera foarte mult din banii pe care noi îi băgam pe întreținerea curentă din fiecare an în acele drumuri, pentru că ele vor fi reabilitate total și câțiva ani de zile nu vor avea nevoie de întreținere. Consiliul Județean va sprijini financiar și anul viitor investițiile în sănătate. Spitalul Slatina va primi finanțare pentru derularea proiectelor aflate în desfășurare în cadrul unității medicale. Primele trei lucruri ar fi finalizarea modernizării Spitalului de Urgență Slatina. Avem deja foarte multe proiecte în derulare acolo și sperăm ca să ne apropiem de final cu ele. Modernizarea blocului materno-infantil, proiectul de reabilitare termică, dar și cel de modernizare și recompartimentare a corpului central al spitalului sunt doar câteva dintre investițiile aflate pe lista de priorități a Consiliului Județean.